Și-au izolat blocul pe propria cheltuială, iar după câțiva ani s-au trezit că izolația trebuie înlăturată și nu pentru că nu ar fi de calitate, ci pentru că nu este recunoscută de autoritățile locale. Da, se întâmplă în Zalău în anul 2014. Situația este considerată evident absurdă. Problema ne-a fost sesizată de locatarii blocului A28 de pe strada Simion Bărnuțiu din Zalău. Oamenii sunt supărați dintr-un motiv cât se poate de simplu. Bună ziua, doamnă! Care sunt solicitările locatarilor acestui bloc? Locatarii din blocul A28, scara F, doresc să nu fie dezafectată lucrarea, deci capitonarea blocului care s-a făcut în 2010 cu cele mai bune materiale existente pe piață, așa cum dorește primăria în momentul de față, să ne demoleze această lucrare și să fie refăcută așa cum a început să se lucreze pe baza unui proiect european. Nu știu de cine a făcut acest proiect, dar totuși am aflat că de un proiectant din Baia Mare, care nu știu dacă a venit să vadă aceste blocuri, care sunt primele blocuri construite în Zalău, din cărămidă, și în care noi am investit în jur de 52 de milioane, 8 locatari din cei 10 care locuim la această scară. Am văzut că dumneavoastră sunteți dispuși inclusiv să chemați un expert sau să trimite primăria un expert. Sigur că da, sigur că da. Am solicitat, mâine chiar mă înfățișez în fața Consiliului primăriei pentru a cere chiar venirea unui expert și să vadă calitatea lucrărilor pe care noi le-am făcut în urmă cu 4 și cu chiar cu 6 ani în urmă. Toate pe cheltuiala proprie, da? Toate lucrările pe cheltuiala proprie. Bună ziua, cum vă numiți? Gudea Vasile. Da, deci dumneavoastră pe cheltuiala proprie v-ați învelopat blocul. În 2009 o adresă către primăria municipiului Zalău, prin care ceream, având în vedere faptul că sunt la parter, să-mi aprobe, să-mi izolez blocul pe cheltuială proprie. Nu mi-a dat voie primăria, mi-a venit hârtie cum că nu se poate numai dacă face toată scara sau tot blocul. La aceea vreme oamenii n-au fost de comun acord cu mine și mi-a luat inima în disc, cum se zice, și mi-am izolat pe cont propriu. Al următor a venit vecinul des, al doilea, al treilea, al patrulea, până când s-a făcut 8 din 10. Așa, acum, ce să zic, calitatea lucrărilor se poate vedea de la distanță. E de 6 ani aici, uitați-vă la cum arată. De uitați-vă dincolo, de 2 luni. N-am văzut nicio crăpătură. Nicio crăpătură. Dar uitați-vă dincolo, unde a început acum o lună. Deci la cadă tencuia la jos. Și atunci și îi garantează 2 ani de zile pe lucrarea care o fac acum. Locatarii scării F a blocului A28 sunt dispuși ca lucrarea efectuată cu banii din propriul buzunar să fie verificată de experți, astfel încât autoritățile locale să se convingă că izolația corespunde din toate punctele de vedere.